Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi m-am gândit să facem împreună un desert extraordinar de repede de făcut. De fapt, este un desert la care tânjesc, cred eu, majoritatea copiilor, pentru că este varianta sănătoasă și vegană a unei creme de cacao ce conține foarte multe grăsimi și mult zahăr, ce se găsește pe piață. Și atunci m-am gândit cum am putea să facem în așa fel încât copiii să mănânce acest preparat, această cremă bună cu cacao, și să aibă sentimentul că mănâncă acea cremă. Este foarte simplu de preparat. De fapt, în 2 timp și 3 mișcări se realizează. Ingredientele sunt foarte, foarte simple. Și anume, luăm 2 avocado, cacao, bineînțeles, curmale, unt de arahide, puțină esență de rom. Eu am aici, să știți, și coajă de lămâie rasă bio. Am găsit gata făcută în supermarket la pliculețe și în cazul în care trebuie să mai completăm și ne trebuie să fie mai dulce, asta depinde de fiecare dintre noi, mai punem un pic de sirop de agave. Toate astea trebuie să le punem în mixer și se vor înțelege ele între ele și vom avea parte de o cremă de cacao foarte gustoasă. Începem prin a tăia avocado. Nu știu dumneavoastră, dar eu am întotdeauna emoții dacă reușesc, hopa, ce vă spuneam, dacă reușesc să tai, pentru că este tare năzdrăvan. Și vă spun un secret, nu odată am reușit să mă înțep cu cuțitul, încercând să-l desfac. Dacă știți voi o metodă mai bună, atunci vă rog să-mi transmiteți, am reușit. Bun. Bineînțeles că l-am spălat înainte și de obicei îl tai puțin așa. Și îl scobesc. Vă mai amintiți dovlecelul chinuit? Rețeta cu dovlecelul chinuit? Pe acolo suntem. Chinuim puțin acest avocado ca să-l punem pe aici. Avocado numărul 2. Am reușit, ați văzut? Mai fac o dată. Ați văzut ce ușor mi-a fost de data asta? Wow! Eu vă zic că îmi prinde bine emisiunea asta, sau vlogul ăsta, sau ce-o fi el. Prinde bine. Bun, o să dau acum la făcut în mixer, că după cum vedeți am fost destul de zgârcită cu spațiul din mixer. Îl dau la făcut pasta. Dar nu merge. No, nu știu cum să vă spun, dar am avut o mică problemă cu mixerul. A trebuit să schimb tot preparatul fără să vedeți. L-am pus în cana asta și continuăm măcelul avocadoului. În speranța că reușim să-l facem cremos și gustos și bun așa cum ar trebui să fie. E normal să se aud așa. Serios. Hai că nu e așa rău. Doar că ar trebui să-l dau jos. Acum, ce facem? Punem vreo 4 lingurițe de cacao. șase curmale fără sâmburi. Atenție, că dacă puneți și sâmburii, iese război. Și, nu în ultimul rând, important, este untul de arahide, 2 lingurițe de unt de arahide, peste care punem esența de rom. După gust. Să vedem ce ne iese. Am reușit. Dacă simțiți, mai puneți un pic de sirop de agave pentru a îndulci mai mult crema în funcție de gust. În principiu, mie îmi place să o îndulcesc cu curmalele. Vă spun că am mai pus 2 curmale între timp și încă niște sirop de agave.
E, repet, o chestiune de gust. Fiecare dintre dumneavoastră știți cât de dulce vă place sau cât de puțin dulce vă place. Am gustat și, după părerea mea, mai trebuie un pic de sirop de agave. Îl punem și pe el aici. Și, la final, un strop din coaja lămâii bio. Ok, am terminat. Revenim și gustăm cu un pic de pâine prăjită. Avem un desert foarte rapid. De fapt, nu este un desert neapărat. Poate fi mâncată pe pâine de copii, pentru că un lucru foarte important are incognito tocmai avocado, ce este atât de indicat pentru dezvoltarea copiilor. Hai să-l gustăm, să vedem cum e. Pe pâine prăjită, așa cum se mănâncă dimineața. Are o consistență perfectă și arată apetisant, nu? Ia să vedem. Pe cuvânt, parcă exact acea cremă. Scuzați, vorbesc cu gura plină. Dar este impecabilă. Sper să vă placă, poftă bună. Am mustăți? Copiii se vor distra. Subscribe. Scrieți-mi dacă v-a plăcut, scrieți-mi când ați făcut-o și dacă într-adevăr avocado a trecut incognito.